Pe principiul fără muzee, fără viitor, sindicaliștii din Complexul Muzeal Național Moldova au declanșat o grevă japoneză de avertizare pentru a atrage atenția asupra discriminării morale și salariale pe care le suportă zi de zi. Ei sunt nemulțumiți de salariile foarte mici și de faptul că sferei culturale nu se oferă destulă importanță, întrucât zona muzeală înseamnă protejarea bunurilor de patrimoniu. Ei sunt oamenii direct implicați în ceea ce privește patrimoniul, cea mai importantă avuție a statului român. Gândiți-vă numai la obiectele arheologice descoperite de colegii noștri arheologi, care nu numai că lucrează în condiții foarte grele pe șantiele arheologice, în frig, în tot felul de situații, ne determină pe noi să luăm aceste atitudini care, să spunem, au ajuns după o lungă perioadă și tamponări, și aici venim ca o reacție și datorită unor promisiuni care ne s-au făcut în repetate rânduri că vor fi mărite salariile din sfera aceasta culturală. Conducerea Complexului Muzeal Național Moldova este alături de protestatari. Un demers absolut normal, firesc, legal și democratic al colegilor mei, lucrătorii din muzee. Este firesc fiecare să lupte pentru drepturile lui, nu pot decât să fiu alături de ei și eu sper că la nivel de Ministerul al Culturii, Ministerul al Finanțelor și în ultimă instanță la nivelul prim-ministrului României se găsește formula bună ca acești oameni minunați care lucrează în muzee și în biblioteci să poată să beneficieze de drepturi salariale pe măsura muncii și a implicărilor. La protest participă 152 de angajați ai instituției, dintre care 137 dintre aceștia fiind membri de sindicat. Pe lângă nemulțumirile salariale, sunt dezamăgiți de faptul că orele lucrate în weekend nu se plătesc dublu, așa cum prevede legea. Am un salariu de 2600 de lei, cu mărirea din ianuarie, iar în program intră și weekendul. Am sacrificat viața personală câteodată, ca să vin la serviciu, sâmbătă duminică, în fiecare weekend. Evenimente din familie, majoritatea se desfășoară sâmbătă duminică. Ne este îngrădit dreptul la credință. Eu vreau să mă duc la biserică duminica. Nu pot. Salariile sunt mici la salariile. Vorbit cu lidera de sindicat. Asta e nemulțumirea dumneavoastră, salariile mici. Nu numai asta, și altele. Cum ar fi faptul că lucrați în weekend, duminicile? Sigur că nu sunt plătiți sâmbetele, duminicele, cum ar trebui dublu, sunt ore suplimentare care nu se plătesc, sărbători legale. Protestul de joi este primul din calendarul acțiunilor de proteste naționale care va atinge apogeul cu greva generală programată pentru a doua jumătate a lunii mai. Protestele vor avea loc chiar și în noaptea muzeelor.